Îmbrăcați în costume populare și cu stegulețe în mâini, așa i-au întâmpinat elevii școlii numărul 7 pe dascălii din Malta, Grecia, Italia și Finlanda, aflați în vizită timp de 3 zile la Giurgiu. Acțiunea în care sunt implicate toate clasele școlii numărul 7 face parte dintr-un amplu proiect intitulat Don't Throw, Make It Glow, adică nu l-arunca fără să strălucească, parte a programului Erasmus+. Este toată școala implicată, toți copiii au muncit, au realizat ateliere de reciclare și vom face acest lucru atât în școli, fiecare școală parteneră, dar și în cadrul reuniunilor de proiect avem ateliere comune cu copiii din toate cele 5 țări partenere. Vor merge în fiecare deplasare 7 copii din fiecare țară și vom face ateliere mixte. Fiecare țară are sarcina să învețe pe ceilalți cum să realizeze anumite obiecte. În fiecare țară avem o temă. Avem reciclarea hârtiei în Grecia, reciclarea plasticului în Finlanda, reciclarea aluminiului în Malta, în Italia avem reciclarea sticlei și în România vom avea un atelier în care vom face din toate, vom face costume și decoruri pentru piese, pentru că ai noștri copii vor avea și ateliere de creație, vor scrie piese de teatru cu temă pentru protejarea mediului. Profesorii din țările partenere au fost primiți cu pâine și sare, după care au fost invitați în sălile de clasă, unde au avut parte de multe surprize din partea copiilor. Cine-n horă o să joace, mare, mare se va face. Cine n-o juca de fel, să rămână mititel. Arunelu, arunelu, sus săltați, și la stânga și la dreapta, haideți, frați. Arunelu, arunelu, sus săltați, și la stânga și la dreapta, haideți, frați. Și pentru că principalul obiectiv al proiectului este protejarea mediului înconjurător, elevii au decorat școala cu obiecte confecționate din ei din materiale reciclabile, o parte dintre acestea fiind oferite dascălilor din țările partenere. Activitatea de astăzi a fost de fapt o reuniune de planificare a următoarelor acțiuni din cadrul proiectului, care vor include vizite ale copiilor de la școala 7 în școlile din Malta, Italia, Grecia și Finlanda. Însă și elevi din țările menționate vor veni la Giurgiu pentru a participa la ateliere împreună cu elevii români.